Eric Balint de la școala Spectrum din clasa a 3B și astăzi aș dori să vă arăt experimentul meu, un tren cu magneți. Funcționează trenul meu? Trenul meu funcționează fiindcă sârma de cupru se transformă într-un magnet datorită electricității din baterie. La un capăt respinge, la un capăt atrage. Magneții ating sârma și închid circuitul. Așa merge trenul prin tunelul de cupru. Magneți din neodim, care sunt foarte puternici, sunt găsiți în turbine eoliene, mașini și chiar și în medicină. Acum înfășor sârma pe carioca pentru a-mi crea tunelul de cupru. Magneții trebuie musai să se respingă. Apoi punem magneții pe baterie și vedem dacă trenul va merge prin tunel. Dacă nu, întoarcem bateria. Au! Ați văzut?